Doi bărbați din Arad sunt cercetați de polițiști după ce au înșelat mai multe persoane din 8 județe din țară și din capitală. Cei doi escroși se dădeau drept angajații unei firme și convingeau victimele să facă anumite plăți prin intermediul unei aplicații financiare. În urma audierilor, unul dintre indivizi a fost reținut. Polițiștii din Dâmbovița au instrumentat un dosar de înșelăciune cu victime în cel puțin 8 județe și în municipiul București și au făcut percheziții în Arad la două persoane suspectate. Potrivit rechizitoriului procurorilor, cei doi bărbați în vârstă de 39 și 51 de ani s-au dat drept administratori ai unei societăți comerciale și au păcălit 10 de oameni din 8 județe și din București să facă plăți prin intermediul unei aplicații de tip self-pay. Ulterior, cei doi foloseau sumele astfel obținute pentru alimentarea unor conturi de pariuri sportive sau pentru cumpărături online. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit la domiciliul celor doi indivizi documente cu numere de telefon și coduri specifice unui sistem de plată și au confiscat diferite sume de bani și mai multe telefoane mobile. Suspecții au fost duși la audieri, iar ulterior, unul dintre ei a fost reținut de polițiști. Prejudiciul nu a fost stabilit cu exactitate până la acest moment. Perchezițiile au fost desfășurate cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și cu sprijinul polițiștilor din Arad. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște în vederea administrării întregului probatoriu, precum și pentru dispunerea măsurilor legale.